avem de a face cu o problemă de fond, o problemă de sistem, un sistem corupt și inert. Acesta este adevărul. Am văzut infractori, sunt peste tot în lume. De asemenea, ticăloși, asemenea, cruzime, oameni dezumanizați total. Cred că nimeni nu era pregătit pentru așa ceva. La fel, să vedem funcționari publici complici, care în loc să fie de partea acestor oameni, s-au vândut acestor ticăloși. La finalul ședinței cu miniștrii și șefii instituțiilor responsabile de asistența socială, premierul a caracterizat apăsat sistemul care a permis ororile din cele trei azile din Ilfov și a anunțat că de mâine, timp de o săptămână, prefecții au sarcina de a controla toate centrele din țară. Premierul a cerut totodată implicarea activă a cultelor și organizațiilor neguvernamentale în îngrijirea persoanelor vulnerabile și, nu în ultimul rând, pedepsirea celor care se fac vinovați de abuzuri. Solicit autorităților de drept toleranță zero față de grupurile infracționale care au jefuit aceste persoane total neajutorate. În afară de tratamentul la care au supus aceste persoane, le-au furat și bunurile, și casele, și pensiile. Complexitatea infracțiunilor este una care depășește imaginația noastră. Am stabilit cu Ministrul Justiției ca soluționarea acestor cauze să fie o prioritate. Ancheta DIICOT a arătat că, dincolo de condițiile de trai crunte pentru cei internați în azile, gestionarii centrelor căutau să le ia acestora apartamentele sau pensiile. Există chiar înregistrări ale unor convorbiri telefonice în acest sens. Am fost de-am făcut lui ăla buletinul, că nu avea buletin ca să dau la autoritatea tutelară. Trebuie să vină de la autoritatea tutelară să-i facă apartamentul și să ne dea acceptul, ca să poată să vină să facă poze, să-l mărităm. Na, e cu trei camere, două băi, îți dai seama că nu l-aș da pentru nimic în lume, că am doi copii. Unde e? Unde este? Pe Gârleni. Unde e, bre? E și încolo, înspre Bragadiru, în Ghencea. Și dacă nu sunt bani, și să-l închiriez să mă doară capul. A. Adică, și știi cum e, mă mai salvează pe mine să-l mai mânjesc pe omul ăsta cu ceva, până rezolv și cu Ștefăneștiu, până rezolv și cu Oltului. Mai mă găs și eu de ceva, că na, ci că e vreun 80.000. Anchetatorii susțin că rezidenților din cele trei centre li se administrau sedative puternice. Într-un caz, o infirmieră i-ar fi dat diazepam unei paciente care o deranja cu probleme digestive, iar interceptările par să susțină astfel de practici. Câți ani ai? 27? Hai să-ți spun ceva. Aici, în centru, copiii nu vorbesc urât, aici copiii nu se bat între ei, copiii nu fac așa. Dacă tu faci așa, te lec cu mâinile la spate, te sedez și te țin o săptămână la pat, ai înțeles? Da? Deci, dacă mai bagi mâna pe gât odată să scoți pastilele, te injectezi și nu te mai ridici o săptămână din pat. În urma acestor dezvăluiri, șefii instituțiilor care ar fi trebuit să se preocupe de bunăstarea persoanelor vulnerabile încep să cadă. La aproape o săptămână de la descoperirea ororilor din cele trei azile de bătrâni din județul Ilfov s-au concretizat și primele demiteri, pleacă din funcție șefii Agenției Naționale de Plăți și Inspecție Socială, Agenției Județene de Plăți și Inspecție Socială Ilfov, Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități, cei din conducerea DGASPC Sector 3 și DGASPC Ilfov și urmează și cei din conducerea DSP Ilfov. Nu avem însă de a face doar cu o problemă de neglijență instituțională, susține avocatul poporului, după circa 30 de vizite la astfel de stabilimente în ultimul an și jumătate. În toate vizitele pe care le-am făcut până acum, cu excepția câtorva centre unde am văzut într-adevăr foarte multă grijă și atenție pentru beneficiarii din acele centre, de cele mai multe ori observăm că este vorba de lipsă de personal calificat, inclusiv medici. Lipsa fondurilor înseamnă inclusiv încăperi care mai trebuie renovate, barele de susținere ca să poată să deplaseze. În prezent, din cele 98 de persoane preluate de la centrele din Ilfov, în jur de 80 se află în alte centre de îngrijire. Unii au fost vizitați azi de premierul Ciolacu, dar nu toți au fost identificați. Autoritățile încearcă de urgență să le stabilească identitatea.
În dosarul azilelor Groazei, 4 suspecți au fost arestați preventiv. Atenție! În caz de urgență apelați numărul tel verde 0800 500 333, destinat victimelor violenței domestice și traficului de persoane, iar la numărul unic 119 se pot semnala cazurile de abuz asupra copiilor.